un moment de emoție, dați-mi voie să mă concentrez. Personal, n-am mai întâlnit până acum o familie atât de numeroasă, în care absolut toți membrii cântă. Vocal, cântă la un instrument, formează o familie de muzicieni. Astăzi, și acum nu glumesc deloc, doamnelor și domnilor, avem prezenți în platou doar 12 membri ai familiei Mihali din Borșa de Maramureș, pentru că despre ei e vorba. 3 generații de muzicieni, o familie excepțională pe care voi avea plăcerea să vă prezint. Bun, doamnelor și domnilor, pe versurile lui Eugen Rotaru, compoziția lui Horia Moculescu, Mândruliță, fir de busuioc, una din melodiile de aur din repertoriul meu de altă dată. Odată să mă sui în munți de piatră cât mai sus, lângă cer să mă sui, să-mi fac ochișorii roate, să văd mândra cum arată și cântă, să o stric dorul lui doar odată, ca și-o plic cântece stele despre dragostele mele, despre noi amândoi aș opti. Mândruliță, fir de busuioc, ca șfinuță nu te știu deloc, dar te știu, inima îmi ia foc. Of, mândruliță, firul nimănui, casa mea am dat-o drumului, liniștea, dat-o am vântului, și-acum mă doare și-așa-mi vine câteodată să mă sui în munți de piatră cât mai sus. Lângă cer să mă sui și așa-mi vine câteodată să-i spun mândru, dintr-o dată gândul meu, chinul meu să-i-l spun, dar în dorul ei de fată ar fi mândra supărată și atunci gândul meu îl păstrez pe altă dată și adun cântece stele pentru nopțile acele. Să mă sui în munți de piatră cât mai sus, lângă cer să mă sui. Și așa-mi vine câteodată, și așa, și așa-mi vine câteodată, și așa-mi vine câteodată, și așa. Mulțumesc, Nicolae, pentru că mi-ai permis să mă joc alături de tine cu acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Cum vi s-a părut această veche și frumoasă melodie? Bravo! Și acum, doamnelor și domnilor, haideți să facem cunoștință cu această frumoasă familie maramureșeană despre care nu am știut prea multe până acum, ca și dumneavoastră probabil, sau ca și mulți dintre dumneavoastră probabil, decât că a existat o mare interpretă a cântecului românesc pe care oamenii din folclor o compară cu Edith Piaf și care s-a numit Titiana Mihali. Datorită talentului extraordinar de a interpreta cântecele autentice maramureșene, a fost recunoscută atât pe plan național cât și pe plan internațional. Haideți să ne aducem aminte de ea urmărind un material luat de pe YouTube. Filmul, vă rog. Mirica! Pe tață o țătoru, că de el moare omul, măi la la la. Mi se soru ca un semie, că de Nu mare nimeni la la.
Cine vrea să înceapă? Să începem să vă cunoaștem. Cine vrea să înceapă? Violeta? Da, bine. Hai vine lângă mine. Vreau să-l chem pe fratele meu cel mai mare, Gavriliță, care v-a adus un cadou pentru dumneavoastră. Da, pentru mine, poftiți. Da, pictat de el. Vai, ce frumoase. Chiar dumneavoastră a pictat-o? Da, sunt și pictat pe lângă, că știu să cânt. Vai, dar ce splendidă este. Familie. Doamne ajută, fie ca Maica Domnului să ne ajute tuturor în sănătate și în succes. Mulțumesc foarte mult. Această carte a Titieniei și a familiei noastre. Cine a scris această carte? Această carte a scris-o domnul Nicoare Timiș, doctor, profesor și director a Casei de Creație din Baia Mare, martor cu care a fost înstrăinătate la multe festivaluri și care s-au luat multe premii, dar el a fost și când s-a angajat Titiana Mihali la ansamblul profesionist Maramureșul. Extraordinar. Și CD-urile acestea pe care le aveți în mână? S-a nepoatelor mele, așa, al Titiana, așa, și Valentina Mihali. Dar voi ați cântat din totdeauna împreună, în familie? Da. Cum a fost? Spuneți-ne. Primul care ne-a educat, care ne-a învățat să cântăm a fost Tătuca. Tătuca? Da. El, i-am spus să rămână odată. El a fost profesorul numărul 1. După aceea, profesorii noștri a fost, lângă școlile care le-am făcut, a fost domnii compozitori cu nume grele în muzică, dumneavoastră îi cunoașteți, George Vancu. Da, sigur că da. Paraschi Popea. Oh, sigur. Radu Voinescu. Da. Livi Borlan. Da. Toți mari compozitori, dirijori, acompaniatori și instrumentiști. Cum a fost atmosfera în familia dumneavoastră? Voi bănuiesc că voi cântați împreună, nu numai la sărbători sau la ocazii când sunteți invitați să cântați profesionist. Probabil vreau să îi dau un microfon și Violetei, pentru că și ea poate să adauge câteva cuvinte. Cum, haideți să ne imaginăm cum e viața în familia Mihali. Să ne faceți așa un portret mic al serilor voastre, al zilelor voastre libere. Zilele noastre libere ne dedicăm foarte mult muzicii, cântăm foarte mult, păi ne ocupăm de gospodăriile casei, ne ocupăm de copii. Bun, asta e una, dar când vă adunați, vi se întâmplă ca cineva spune, hai mă să tragem o cântare, cum e? Așa se întâmplă? Păi când o tragem ca la Borș și la Maramureș și trebuie să veniți la noi. Da, tentează-mă, povestește-mi, spune-mi cum e ca ne să adunăm știu. Toți. Așa. Puneți masa? Toată familia, pregătim masă, sărmăluță, toate obiceiurile, tradițiile. Cam cât se adună la masă? Suntem mulți, 21, 22. Oh, așa? Da, și începem să mâncăm, pe urmă luăm, ei au instrumentele, noi luăm microfoane, începem să aveți ne încălzim vocea. Aveți microfoane acasă? Da, avem studio de înregistrări, tot. Și trageți între voi un spectacol așa, ca la mama acasă, da? Da, ne dăm sfaturi între noi. Și faceți și o repetiție cu ocazia asta? Trebuie făcut. Cântecele le culegeți voi sau le și faceți voi? Tătuca e capul familiei care le face și acum, având nepoatele și nepotul meu, părinților, frații mei care le face melodiile, versurilor, tot. Absolut. Da. Trebuie să fie o încântare, o da, plăcere. Și mamă ca Nicoța. Nu-i așa că vin și vecinii să se uite pe la uși, pe la perești, să vă audă cântând? Corect că vin. Corect. Că cu... E un adevărat spectacol. Vecinii toți se strâng, toți și ascultă la gard. Excelent! Pe mine m-ați emoționat. Văd că și publicul e cât se poate de atent. Eu zic că hai să vedem cu ce vom deschide momentul familiei Mihali. Cu ce vreți să deschidem? M-am gândit că dacă tot am venit și am făcut drumul ăsta lung în Italia, să aduc fetele că am pregătit o melodie de grup din repertoriul Titiana Mihali, da, mea. Adică pe cea pe care am văzut-o adineori, da, pe ecran. Da. M-a emoționat și am un nod în gât. Mi-a făcut surpriza să văd pe sora mea la televizor. M-am emoționat și vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră și doamne Florentina. Cum să nu, cu toată dragostea. Atunci, tot așa o zis Doru se cheamă piesa, tot așa, da? Tot așa o zis Doru, da. O să cânte Violeta, Valentina, Titiana și Amalia. Împreună și cu restul familiei. Da. Păi ia veniți aici și așezați-vă, vă rog frumos. Ia să vă văd.
la 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 la. Mulțumim!